Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem în seara de 23 iulie. Aducerea Sfântului Mare Mucenic Foca și pomenirea doi sfinți, Apolinare și Vitalie, pe care, pentru că suntem la vremea vacanțelor, vă îndemn să-i vizitați la Ravenna. De departe, poate cea mai frumoasă rămășiță de bizanți din Italia, dacă nu cumva mai sunt nici colo prin Sardinia și în Sicilia de Sud, o serie de insule bizantine care, într-un fel sau altul, cred că i-ar putea tempera pe mulți care cred că biserica n-a putut să întrețină frumosul. Cuvântul din seara aceasta este din Epistola către Romani, capitolul 2, versetul 9 și 11. Dragostea să fie nefățarnică, urâți răul, alipiți-vă de bine, în iubire frățească unii pe alții iubiți-vă, în cinste unii altora dați-vă întâietate, la sârguință nu pregetați, cu Duhul fiți fierbinți, Duhul Domnului slujiți. E cel mai frumos îndemn pe care încădui să vi-l fac, cum îl fac și mie în fiecare dimineață, să vi-l fac și dumneavoastră în seara aceasta, slujiți Domnului. Slujiți Domnului cu teamă, cu cutremur, pentru că e darul Lui să fim în echipa Lui de slujire. Poate că dacă vom învăța să fim iubitori nefățarnici și în cinste altora să dăm întâietate, vom învăța și în ce mod această echipă de slujire se desăvârșește în Hristos. Cuvântul de întărire este din Părintele Arsenie, din scrieri inedite. Plăcerea nu-i fericire. Fericirea e de natură spirituală, de natura sfințenii, adică o viețuire în armonie cu semenii și cu Dumnezeu. Cei prinși de plăceri nu sunt capabili de fericire. Aceasta mereu fuge de ei, pentru că nu caută unde este, ci unde nu este. Încercați să nu fugiți de fericire. Căutați unde e locul ei, în slujirea pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este fericire. Mâine este o nouă zi. Thank you.